Probleme medicale au forțat-o pe Simona Halep să abandoneze meciul disputat în compania elvețiencei Belinda Bencic din cadrul finalei turneului internațional Rogers Cup de la Toronto. Startul meciului a fost extrem de echilibrat, atât Halep cât și Bencic câștigând punctele pe parcursul primelor 5 game-uri pe serviciul adversarei. La 3-2, Bencic a reușit să își fructifice pentru prima dată propriul serviciu și a dus scorul la 4-2, dar Halep a replicat imediat și a preluat conducerea 5-4, după ce a câștigat 3 game-uri la rând. La 5-4 la seturi, elvețianca a solicitat ajutorul antrenorului său, iar la 6-5 pentru Simona, jucătoarea tricoloră a solicitat pentru prima dată asistență medicală pentru o durere la coapta piciorului stâng. Setul inaugural a intrat în tie-break și chiar dacă Simona a avut la un moment dat avantaj de 3 puncte, scor 4-1, într-un final setul a aparținut lui Bencic cu scorul de 7-6 în tie-break, 7-5, chiar dacă a întâmpinat în continuare probleme medicale și a solicitat în mai multe rânduri intervenția medicilor. Simona Halep a reușit să câștige setul al doilea în tie-break cu scorul de 7-4. În setul decisiv, Simona nu a mai putut face față problemelor medicale și la scorul de 3-0 pentru Bencic a renunțat la luptă și a abandonat meciul, oferindu-i jucătoarei elvețiene cadou victoria.